Cu toții ne dorim ca pe calea Galați să se întâmple ceva. Noi am atras atenția de acum un an de zile că acolo lucrările nu vor putea fi finalizate la termenul din contract. Primarul ne-a asigurat că vor fi în decembrie gata și tot așa știți povestea. În final, a ajuns să dea în judecată firma respectivă pentru niște despăgubiri astronomice care, din punctul meu de vedere, nu fac altceva decât să stârnească un scandal în jurul acestui subiect și să uităm cu toții care sunt, de fapt, problemele în această zonă. Strada nu a fost terminată, este posibil să pierdem finanțarea obținută pentru această stradă și primarul vrea acum despăgubiri, va fi imposibil să obțină despăgubirile când el nu a fost în stare să obțină rezilierea contractului când contractantul nu își respectase obligațiile, adică cum o să poți obții niște sume exorbitante. Aia sunt doar praful noi. Dacă administrația publică locală ar fi plătit taxe de timp pentru aceste sume la tribunal, sunt convins că nu ar mai făcut era la nivelul ăsta. Dar pentru că este pe gratis, a ales să facă o astfel de acțiune. Nu ne interesează chestiunile astea. Astea sunt praful noi. Trebuie să vedem ce se întâmplă efectiv. Mai mult decât atât, pe această stradă s-a intervenit tot cu bani din contractul de plombări în municipiu, de reparații carosare. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este o ilegalitate. Acel amplasament, strada respectivă, a fost predată constructorului, odată cu semnarea contractului de lucrări. Este primul pas obligatoriu într-o astfel de procedură. Constructorul deține amplasamentul străzii astăzi și el este singurul care poate autoriza orice altă persoană, fizică, juridică, instituție, să vină să desfășoare lucrările acolo. Deci, inclusiv lucrările de la rețeaua de apă, de canalizare, toate țevile care s-au schimbat anul trecut, s-au făcut cu acordul constructorului. Tu chiar dacă ești proprietarul rețelei subterane, ai nevoie de acordul celui care lucrează la suprateran pentru a executa lucrările acolo. La fel se întâmplă și pe Dorobanți. Astăzi, suntem în situația în care, dacă pe Dorobanți cineva ar vrea să spargă strada, să-i facă vreo modificare, să branșeze într-un fel sau altul cu o cale de acces, trebuie să meargă la Tancrad. De același lucru. Nu avea voie primăria să deconteze lucrări de refacere a carosabilului pentru un amplasament predat către un alt constructor și neprimit înapoi la primărie. Nu știu cum s-a dat comandă pentru aceste lucrări, dar din nou facem o greșeală ca să astupăm o altă greșeală. Când noi am sesizat lucrurile astea din timp, nu ne-a băgat nimeni în seamă și primarul ne-a dat asigură tuturor că se vor rezolva problemele. Nu. Acolo banii s-au cheltuit ilegal. Deci nu e o simplă greșeală. Acolo este o infracțiune dacă banii respectivi s-au decontat cu adevărat. Nu avea voie decât prin constructorul care deținea amplasamentul să execute lucrările acolo. Asta este o chestiune clară, nici nu poate fi contestată și nici primarul cred că poate contesta.